După ce în România călătoriile cu trenul au ajuns să fie o adevărată aventură, iar românii sunt puși în pericol în fiecare zi, mai nou CFR vine pentru șoferi cu varianta de a călători cu mașina în tren, în trenul de persoane. Există evident și probleme, una dintre ele este că avem doar două vagoane pentru transportul autoturismelor și o singură gară cu rampă specială pentru a încărca vehicule, la București mai precis. Și în cât timp va deveni totul realitate, dar și cât ar putea costa o astfel de călătorie? Discutăm chiar acum cu Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bun găsit, Ștefan! Să rămână, bună dimineața! Pare puțin hilar așa, adică de ce-i face asta, mai ales în condițiile în care nici nu avem cu ce? De ce să lansăm o astfel de ofertă? Explicația e simplă. Dacă noi am locuit la Arad sau la satul mare și nu avem autostrăzi, evident, cum se întâmplă în România, știu foarte bine că nu există autostradă care să traverseze Carpații, pentru a nu parcurge distanța Arad-Constanța sau satul mare Constanța cu mașina în 10 ore, 12 ore, te faci frumos în tren și ți-ai urcat sau ai plătit bilet aproximativ 200 de lei și pentru mașină, pentru autoturism. Din păcate, în România, în țara românească, 2023, noi nu avem aceste vagoane. Știu că la un moment dat CFR Călători avea două vagoane, adică maxim 15-20 de mașini ar fi intrat în cele două vagoane, adică 15-20 de familii sau de oameni ar fi beneficiat de aceste bilete. Din păcate, mie îmi vine foarte greu să cred că de la Arad, de la satul mare, de la Botoșani, se vor urca românii, își vor alege acest mod de a ajunge la mare spre Constanța, pentru că cel mai viabil, ar fi cel mai normal, ar fi să mergi spre Constanța, în contextul în care la Botoșani nu avem acea rampă de încărcare a trenurilor, la satul mare nici atât, la Timișoara nici atât. Există la acel proiect Rola, dacă ți-amintești, Irina, mă refer la acele vagoane ale CFR Marfă pentru transportul tirurilor. Dacă ți-aduci de aminte, când a început războiul în Ucraina, s-a pus problema acelor trenuri care să transporte tiruri pe calea ferată. Sunt peste 150-170 de vagoane Rola, probabil mare parte din ele nu sunt întreținute și CFR-ul, tot sistemul feroviar, noi în fiecare vineri punctăm și anunțăm faptul că este în colaps. Din păcate, în România lui 2023, nici nu știu, uite, acum m-am uitat la televizor, nici nu avem imagini din România. Adică să știe, oamenii trebuie să știe că aceste imagini sunt din altă țară, nu sunt din România, pentru că în România nu știu că în ultimii 20 de ani, de când mergem în Ministerul Transporturilor, să existe acest modul de transport pe calea ferată. Cu alte cuvinte, urci mașina în tren, dar nu mai poți da jos. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru explicații, Ștefan Edveș. Mergem mai departe.